Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a sfințit astăzi o troiță la seminarul teologic Dumitru Stăniloae din Brașov. Cu această ocazie, ierarhul i-a binecuvântat pe elevi și pe profesorii acestora. Dacă învățați a teologisi, a vorbi despre Dumnezeu, este cel mai frumos lucru pe care îl puteți să-l faceți sau poate să-l facă omul în lumea aceasta. Că teologisirea începe de la rugăciune. Când ți-ai făcut semnul crucii, ai teologisit. Când ai spus rugăciunea la masă, ai teologisit. Când îți faci rugăciunile tale, iarăși vorbești cu Dumnezeu. Dar când înveți mai multe despre Dumnezeu, când înveți nu numai cine este Dumnezeu, ci mai ales cum trebuie să-L urmezi pe Dumnezeu, atunci îți pregătești un viitor care depășește limita lumii acestea, a timpului, a vieții pe care o avem de la naștere și până la trecerea la cele veșnice. Troița sfințită astăzi a fost donată de familia unui elev seminarist. Prin bucuria și jertfelnicia unei familii din școala noastră și dăruirea lor de sine, iată că ne-a învrednicit Dumnezeu de bucuria de a avea în mijlocul nostru reașezată și reîntărită crucea. Suntem cu totul recunoscători și lui Dumnezeu, oamenilor care s-au jertfit pentru acest moment și ne dăjduim să nu rușinăm, să ne arătăm vrednici de cinstea aceasta pe care am avut-o și din partea lui Dumnezeu și a oamenilor și a ierarhului nostru și a tuturor oaspeților care au fost alături de noi astăzi. Tot astăzi, înalt preasfințitul părinte mitropolit Laurențiu a binecuvântat noul centru de zi al parohiei brașovene Triaj. Aici, 25 de copii proveniți din familii defavorizate primesc zilnic o masă caldă și sunt ajutați să își facă temele. Este o lucrare socială, filantropică, de care suntem datori și noi, suntem obligați să o împlinim. Pentru că la sfârșitul veacurilor, sfârșitului la judecata finală, nu vom fi întrebați ce am realizat noi pentru noi, ce studii am făcut și cât de mari suntem. Și dacă l-am ajutat, l-am hrănit pe cel flămând, dacă i-am dat și l-am adăpat pe cel însetat, dacă l-am îmbrăcat pe cel gol, dacă l-am cercetat pe cel care e în spital, în suferință, sau pe cel care e privat de libertate, dacă ne-am îndreptat atenția spre acești oameni care au nevoie de ajutorul nostru, l-am ajutat pe Hristos. Am căutat ca să avem în activitatea noastră o atenție deosebită față de copii. Pe de o parte, pentru că sunt o serie de familii cu probleme în această parohie, cu copii care au ori probleme sociale, ori probleme financiare, iar pe de altă parte, pentru că în această parohie am crescut și eu și am dorit, atât cât este cu putință, să întorc ceva aceste comunități. Avem un număr de aproximativ 25 de copii, care atunci când termină orele la școală, la prânz, vin, primesc aici o masă caldă, își fac temele și desfășoară diferite activități. Toate lucrurile acestea au fost posibile, în special prin dragostea credincioșilor acestei parohii. Mitropolitul Ardealului a vizitat astăzi și sediul Asociației Tinerii de Azi, unde mai mulți elevi și studenți pictează icoane pe sticlă și lemn.